Asta este planul nostru de situație și aici de obicei mai avem câteva setări de făcut. De exemplu, la ridicarea topografică, toate layerele le punem pe culoarea 252, da? Ca să fie mai în, să nu fie atât de evidențiat. Ok. Și aici avem două axe, da? Și normal ar trebui să avem două planuri de situație. Dacă axul nostru este mai lung, atunci trebuie mai multe planșe. În principiu, desenul ăsta încape pe o singură planșă, da? Adică aici, dacă luăm și îl băgăm. Nu aici. Aici. Nici aici. Aici. Da? Deci, teoretic, el încape pe o singură planșă. Dar dacă n-ar încapea, noi ar trebui să creăm mai multe layout-uri și respectiv. Ce o să facem noi? Ce o să facem două layout-uri. Nu vrea așa. În mod normal asta nu fac manual, dar acum, având în vedere că sunt puține planșe, și aici îi zicem așa, intrăm și pur și simplu închidem pichetarea pentru axa 1. S-a închis pentru axa 2. Nu s-a exportat separat. A, sunt blocuri, gata, am găsit problema, sunt blocuri, asta este problema. Eu când le-am exportat blocuri, nu le-am transformat în text. Asta este problema. Reload. Da, și acum mergem. Aici avem axa 1. Închidem picheții de la axa 2. Așa. Și aici avem axa 2. Închidem picheții de la axa 1. Da? Ceva de genul. Bine, îl pot roti, îl pot îndrepta pentru că e scara mică, nu contează acum. Da? Și acum dacă îi dau un preview. A3. Vedem aici PS002. Da? Chiar dacă aici scrie model. Deci am zis, e un bug, asta nu e problema. Deci cu planul de situație este rezolvat și o să schimbăm aici, nu mai scrie axa 1, axa 2, pentru că toate axele sunt în același DVG, dar de obicei pentru fiecare ax fac un DVG separat. De ce? Pentru că în timp mă gândeam cum să le organizez mai ușor, adică să fie mai ușor de lucrat. Dacă le puneam toate axele într-un singur fișier, între timp putea să intervină o modificare, de exemplu, se schimbă lungimea axei și în mod și în, de exemplu, dacă avem 10 axe și la axa 5 se schimbă lungimea, atunci tot ce e după 5 se modifică, da? Și atunci controlul este mult mai greu de controlat. Dar dacă noi punem fiecare ax pe un plan de situație separat, adică axa 1, axa 2, axa 3, atunci nu se pierde controlul ăsta, da? Pentru că noi efectiv am intrat în axa 5, am mai adăugat încă un layout și gata, da? Deci pentru fiecare ax, layout-urile sunt separate. Dar în cazul ăsta nu mai stau să le mai împart, las decât plan de situație și aici lăsăm decât profilul longitudinal. Oricum, pe planșa e scris că este axa 1, că este axa 2. Hai să-l facem și pe ăsta. Profilul longitudinal la fel. Am intrat, ăsta este de la altă lucrare, trebuie să dau un reload. Trebuie să mai dau un reload. Și au rămas astea trei ale noastre. Selectăm 1, primul, axa 1 și mover copy and create copy, nu știu ce. A, chestia asta. Păcat că n-am luat o axă mai lungă să vă arăt cum se face. De exemplu, dacă avem mai multe lunguri, mai multe planșe, eu o fac în felul următor. Folosesc un script creare planșe. Da, și de exemplu, eu când export desenele,
Istramul mi le scoate deja rupte pe A3-uri, da? Și le înșiruiește într-un rând, da? La o anumită distanță, da? De exemplu, le facem în felul următor. Distanța dintre ăsta este 550. Avem decât un rând, da? Și să zicem că avem 4 planșe, poate chiar mai multe, 11 planșe, da? După care vin aici, aranjez prima planșă. Da, hai să punem asta deasupra ca să vedem cum arată peste. Da? Deci asta este prima planșă. Mergem mai departe. Și ce zic? Cât am zis că am 11, da? Planșe, comanda planșe. Numărul primei planșe este 001. Numărul de planșe, da? Citim aici, scrie. Vedeți, aici scrie numărul de planșe. Avem 11, dar trebuie să scădem 1 pentru că una deja este creată. 10 planșe și distanța este 550. Da? Și bam, 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 creează toate layout-urile. Da? Vedem aici, au apărut ultimele 11 layout-uri. Și dacă mai desenez aici un cerc ca să vedeți că într-adevăr le-a și făcut, da? Deci ăsta este cercul, ăsta este ultima planșă, da? Deci a generat automat toate planșele și dacă avem 50, 100 și 200 de planșe, el le generează. Important este ca să existe logica asta, da? Adică într-un rând și la o anumită distanță. Bun, ăsta este primul, acum creăm al doilea. Și pur și simplu coborâm pe ăla de sus. Îl punem aici. Ok, și cam atât. Da? Și cu lungul, doar că să... A, acum și la transversale, să vedeți cum generează la transversale, că sunt mai multe. Așa, ăsta îi scriem profil longitudinal. Profil de transversale. Axa 1 la fel o scoatem. Bun, acum generăm planșe pentru profile transversale. Da? La fel ștergem astea două că sunt de la modelul vechi. Le aranjăm și verificăm câte erau. 3 parcă. 3 planșe, nu, 5. 5 planșe și facem în felul următor. Planșe, comanda, numărul primei planșe este 001, numărul de planșe 5, lăsăm 5 și distanța între planșe 460, da? Și acum pac, pac, le-a generat. Asta este practic planșa a 6-a, da? Adică aici ar trebui, nu ne interesează și mergem, îl mutăm asta. Aici avem 3 planșe, dintre care una este creată deja. Și ne rămân încă două planșe, da? Iarăși comanda planșe. Numărul primei planșe este 006. Numărul de planșe 2, pardon, 2 și distanța 460. Și gata. Da? Acum, când le exportăm, da? După ce le-am definit. Dar asta deja o să vorbim în alt video.